Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Gas Station Simulator pe Barba Neagră! Și fraților, înainte să începem vreau să vă reamintesc de sponsorul acestui canal lună de lună și anume eneba.com, locul de unde vă puteți cumpăra jocuri foarte, foarte ieftine. Și de asemenea, dacă introduceți codul BARBĂ, simplu, doar BARBĂ, obțineți o reducere în plus de doar 3%. Dar uite, de exemplu, în cazul ăsta avem Far Cry ultimul aici apărut și la 50 de euro cât costă Far Cry, care este redus, apropo, dacă băgăm codul BARBĂ, obținem o reducere de 1,5 pare mi se de euros. A? Păi eu zic că e ceva, îți mai e un joculeț micuț de banii aia. Bun, avem linkul în descriere la sponsorul Eneba. Bun, fraților, aici așa, avem așa, 1542 de dolari în momentul de față bugetul, avem benzinăria. Mă, într-o stare, nu prea aș vrea să spun deplorabilă, doar că s-a mai murdărit un picuț de ultima dată de când noi am văruit-o. Și mie mi se pare că a prins un leacă ceva personalitate. Sincer, îmi place mai mult cum e acum, așa cu textura asta, pentru că e practic în două culori. Vezi? E și un vișiniu șters, crem, dar și un galben muștar. Mie unul îmi place, nu știu dacă afectează treaba asta în vreun fel numărul oamenilor care vin. Acum, din câte am înțeles, nu știu, mi-a zis cineva într-un comentariu că, bă, nu-ți crește popularitatea foarte mult, mie mi-a mai crescut și îmi crește, practic, la o rată mică, continuu, dar nu-ți crește mai repede din cauza că nu faci tu lucrurile. Nu știu ce să zic în legătură cu chestia asta, pentru că, ei bine, care mă deranjești, mă, aici? Ei bine, popularitatea ar trebui să fie cumva calculată pe benzinărie, nu pe mine personal. Așa că chiar dacă fac eu lucrurile manual și nu mai angajez oameni, ceea ce este contraproductiv, ei bine, nu văd logica. Deci chiar nu văd logica. So, nu știu dacă neapărat e adevărată informația asta. Haide, fugi afară cu tine, măi! Așa, am făcut și treaba asta, uitați ce se întâmplă, că știu că mi-a tot spus în comentarii, băi, dă-i acolo cu mătura și împinge camionul afară. Am făcut treaba asta, dar se gliciuiește, se nebunește, va trebui să dau reset ca el după aia să vină din nou pe stradă, să se ducă de unde a venit, practic, ca eu după aia, ia uite, mi-a furat asta o grămadă, ca după aia eu să pot face altă comandă. Eu nu cred că pot să fac comandă atâta timp cât el e... What? Am descoperit unde era parcată? Bro, ce? Ok. That's interesting. Deci aici era parcată și pot să o iau? No. Literalmente din greșeală că m-am luat după dubă. Ce înseamnă să iei cu alte lucruri? Uneori ajungi la chestii prețioase. Taină, taină, dar eu tot trebuie să-l pun pe ăsta pe stradă cumva. Și nu mă las până nu o fac. Pleacă-mă! Cumva tinde să stea doar într-o parte. Pe roz nu vrea, e mai înalt și din cauza asta are priza mai mare la sol. Hai, burzare odată! Dă capul! Iu, șarpilii! S-aude șarpilii! Aha, aha! Încă! Geaga! Încă puțin! Mamă, mamă, mamă! Stai așa să mă duc să închid acolo pentru că e nebunie. Absolut, absolut nebunie. Da, nu cred că am vrut să fac treaba asta. Este totul complet blocat și nebunie aici. Da așa că trebuie să rezolv. Încă nu am luat bucățile aia de nisip și trebuie neapărat să ne îndepărtăm de acolo, dar voi profita evident și voi lua nava spațială. Sper să nu-mi dispară nava spațială dacă resetez. Cred că ai o animație statică, nu cred că ar avea treabă. În fine, mergem acum să vedem. Așa, am oameni pe aici care așteaptă. Nu mai am oameni care așteaptă, pentru că toți oamenii în momentul ăsta sunt blocați. Ia uite aicilea. Care blochezi pe cine? Stai, tu, pleacă de aici. Ok, deci ăsta este cel cu problema. Mamă, dar nu reușesc să-l îndrept. Woohoo! Stai. Deci în episodul ăsta am bugăit jocul la maxim. Aha. Yes, am reușit. Așa, ce fac eu cu ăsta? Pot să trec? Oh shit. Aha, deci nu pot să mă duc dincolo de gard. Păi înseamnă că nu prea pot să-l îndrept. Iaca! Am reușit, acum îl dau. Păi dar n-am cum să-l duc pe ăsta dincolo de gard, că nu am voie eu. Shit, ăla cred că acolo o să stea și o să trebuiască să resetez mașinile. Pentru treaba asta,
Până șperlie, până șperlie. Hai da. Fugi matale. Da, așa să-l împing și pe ăsta de aici din garaj ca să ne poată intra mai mulți oameni în garaj. După aia, pa, pa, mai, pa, pa! Așa avem un băiat care blochează, s-a rezolvat. Tu stai așa. Și pe tine te împing doar pe lateral un pic. Haide, că te-am ajutat. Haide, bârsanile. Hai. Dar ce ți-i mă așa de greu? În ce dă, mă? Oh, shit. Oh, shit, l-am luat pe ăsta. Stai așa, că dacă am mopul în mână, sunt cam periculos. Aha. Gata. Ui! Am reușit, am reușit. Bun, pe aici nu e nimeni. Se pare că avem ceva mizerie. Resting, resting, resting. E super, toată lumea e pe resting. Nu mai am niciun client din cauza ambuteajului. Și avem lucrători aici odihniți după aia când vom avea oameni. Bun, pe aici am rezolvat, perfectos. Ar trebui să pun ceva pe rafturi. Nu mai știu eu ce am luat. Am luat ceva, dar nu mai știu ce. Bă, de astea cred că aveam dinainte. Deci nu cred că am luat acum. Ce am luat eu nou? Ochelari? Am luat nou ochelari? Nu mai știu. De asta nu vreau. Na. Doamne, și nu mai amintesc ce am luat nou. Sucuri cred că am luat nou. Da. Astea par a fi noi și snack-uri. N-am mai avut snack-uri. Up, up. Am umplut. Am umplut la max. Am umplut la max. Bun, avem acolo un omuleț. Trebuie să venim. Ia să vedem dacă sunt plin aici. Asta este full. Da, este full. O să merg să bag niște benzină. Da, și se iau un naibii. OZN-ul. Trebuie luat OZN-ul. Așa. Bun, stai așa. Am multe lucruri pe care trebuie să le fac în același timp. Așa că băgăm aici niște fiol, să știu că am aici la motosevuitor ce trebuie, știi? Ieriți, vom pe băieții ăștia. La 1600 este în regulă. Am mai făcut niște comenzi la mecanic. Avem acolo niște piese de mașină, așa că dacă ne vin mașini pentru reparat, suntem super mega în regulă cu treaba asta. Avem cu ce să-i servim pe oameni. Bun, perfectos. Păi ăștia am rezolvat, păi am rezolvat. Asta e problemuța, uite aici, uite aici. Asta este problemuța. O să o rezolv după ce vin cu OZN-ul. Venim acum, stai așa, sper să mai fie aici. Vai, dar nu pot să cred ce comoară am găsit. Dar cum să găsiște așa ceva? What? Fii atent că aici s-ar putea. Aici e traseul ăla mic, mă. Ce tare. Bun, 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 dar OZN-ul nu face parte din traseu. Pur și simplu OZN-ul, nu știu, se mișcă textura de nisip aici. OZN-ul pur și simplu este un cum să zic, un gem găsit de mine practic. Deci nu are niciun fel de treabă cu misiunea. Dar care-i treaba cu ăsta? Este un extraterestru, ce? Au fost niște filme odată cu astfel de entitate, să-i zic așa. Bun, o să-l iau pe ăsta. Hați, hai da. Uite că nu părea. Și dacă l-arunc în mie să nu dispară de tot. Ia. Yeah. Hot! Max! Uuuu! Lol, zici că fac OZN-ul să zboare. Și e tare. Dar nu pot să merg cu el în mână, deci nu prea îmi dă voie. Foarte, foarte dubios. Ce panaramă. Uite, deci nu pot să merg cu el în mână. Trebuie să-l iau așa. Da, nu-mi dă voie, chiar nu-mi dă voie să merg cu el în mână. Am trei oameni la cash, Registerus. Woohoo! Așa, fraților, așa-l pun să moară Cipilanos. Așa-l las. Aio, avem OZN. Ce tare! Arai, asta e benzineria OZN, fratele meu. Asta este. Pac. Ia, intră prin OZN-ul meu. L-au colit, mă. L-au colit, dude. De aici vreau. Ce panoramă! Ce panoramă! Tu, hai da să te încarc aici. Și o să trebuiască să renunți. Mă rog să renunți. Nu să renunți, ci să termin cu nisipul vieții. M-a înnebunit. Da, și avem oameni la casă. Stai așa să-l aduc. Cred că-l aduc pe tip. Păi, Georgica l-aducem, dar înainte o să-l plătesc. $100 aproape.
Îi dăm The Registerus. Avem și la garaj 1. Hai să-l punem și pe celălalt la treabă. Așa. The Payment. Asta fiindcă e mecanic, necesită mai mulți bani. Bun! Iar acum, să le băgăm măsura. Mai am? Cât mai am aici? Să vedem. Aha, mai avem. Ește pe bine, sus. Bun, 1. Mamă, dar ce frumos stă OZN-ul acolo. Nu că aș fi putut să-l pun mai bine și în jocul ăsta nu poți să-ți placezi lucrurile cum vrei tu, gen să le rotești în spațiu sau chestii. Nu există. Așa că mă uimește faptul că am reușit să-l pun așa. E foarte tare. Vamanos! Sunt full cu motorina la ăsta, este pentru prima dată. Ce tare, mă, băiatule! Dar nu pot să scot mașina aia de acolo, deci aia după reload sau o să trebuiască... s-a murdărit. Sau o să trebuiască să... resetăm noi mașinile. Ori reload, ori resetăm mașinile și cred că este fain. Mașina de delivery, ai beleaua în momentul de față. Așa, stai să scap de astea. Mai am două bucăți, pare mi se, care tot așa mă deranjează. Bun. Să vedem pe unde naibii trec, că nu am cum. Pe unde treceam eu înainte am o mașină acum pe care trebuie să o încarc. Cu le motorin. Oh, man. Primesc popularitate negativă din cauza mizerii. În este momento. Bun, hai să rezolvăm pe băiatul ăsta. Bun, după care îl rezolvăm pe ăsta care se tot blochează aici de mama focului. Hai, așa. Pe ăla îl voi lăsa, pentru că va ieși singur. Și trebuie să rezolv situația asta urgent până nu ne scade popularitatea foarte, foarte mult. Bun. Rezolvăm și pe ăsta. Peste, i-am dat peste. Nu parca acolo, ce jegos! Scuze-mă. Credeam că a parcat aici pe banda pe care eu trebuia să trec. Ește fain în momentele acestea. Așa, aici am două separe. Prima dată pe asta. Bun. Nu știu cum merge. Cred că cu spatele. Se pare că un pic mai încet cu spatele. Nu-mi dau seama. Da, merge mai încet un picuț cu spatele, n-am cu foarte mult. Dă-te, nu că vin cu ăsta! Nibunule! Nibunul! Cum zicea micuțul atunci? Nibun, da, nibunul! Da, nibunul! Așa și ăsta. Gata, bun. Hai că a venit dimineața. Mă prinde aici treaba în toi. Sper să nu mi-o ocupa prima bandă. Nu mi-o ocupa. Nu! 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 Ce jegos. Ce jegos. Uite-te tu la el. God damn it. Și acum trebuie să-i rezolv pe toți pentru a se da ăla de acolo. God damn it, man. Hai să rezolvăm pe toți. Ce să facem? Bun. You're welcome, you're welcome. Aia a fost. Cât avem aici? Avem politrii, dar n-ai văzut. Bun, ne putem mișca și noi astăzi pentru că nu mai am motorină în curând. Jesus. Hai băieți, hai de bine. Hai de viața mea. Nu strica OZN-ul către termen. UFO-ul. Mă, dar ce mișto stă. Sunt foarte mândru de greșeala mea de a-l pune acolo. Cred că a fost total coincidență. Bun, iar ăsta este ultimul și am terminat cu nisipul vieții. Hai, bărsane, fugi! Bun, iau ce iluminează acolo OZN-ul, fiți atenți! Cine mai are, bă, OZN la benzinărie, a? Ce vorbești? Acum ar trebui să ne crească foarte mult popularitatea, ar trebui ca lumea să vină pentru fix treaba asta, gen, bă, e inedit, trebuie să vezi treaba aia! Și poate influențează și lumea cu privire la carburant. Adică poate tehnologia prin care se face motorina mea e un pic diferită. Ceva mai de pe altă lume. Bă, pe băiatul ăsta cred că pot să-l las direct aici. Nu cred că încurcă pe nimeni. Chiar dacă lumea vine pe aici, sorry. Come on, man. Am strâns gunoiul acum câteva secunde. Este imposibil să se fi strâns până acum. Cum se poate așa ceva? A, n-am gunoi. Fii atent, am pe jos.
Of, e doar praf, Jesus. Exagerăm maci. 1800. Trebuie să mă duc la mecanic să văd care este statusul produselor pe acolo. Pot să verific și din laptop. Mie îmi place foarte mult să mă duc să văd eu cu ochile mele. Așa, și să văd, poate mai sunt lucruri care poate nu au fost puse pe raft, știi? Poftim, ia uite că sunt. Așa. Tires, uite că am mai luat și aici câțiva, că uite, se pare că nu mai avea aproape deloc. Avem și d-astea, deci avem o comandă nouă, spark plugs, iar eram pe 0 cu ei. Ia să vedem aici, și scratch-uri am luat. Eu cred că am luat și d-astea. Car mirrors-uri am luat și d-astea. Ulei știu că am luat. Fac colecție de ulei, e ieftin. Nu mai claxona! Ce deranjant ești, Jesus! Așa, să vedem aici. Cred că ar trebui să îndepărtez eu și mobilul asta și cred că după aia o să mi se deblocheze alte lucruri, mă gândesc. Și că tot voi veni vorba de deblocat, hai să nu uităm un picuț la ce avem pe aici prin zona. Și o să-l mai angajăm, o să o angajăm pe Amelia. Prima dată, bineînțeles, o să o plătesc. Mamă, cât am dat! Și dăm la Fuel Cars. După care... hai să vedem la features, avem other. Ia să vedem ce features-uri mai avem aici necumpărate în momentul de față. Păi parcări se pare că le avem la maxim pe toate. So, tot o bine aici. La vecior n-ar mai strica să mai cumpărăm. Ah, vine căcățelul ăla mic, băgața ai sârmă să-ți bagi în viața lui. Unde ești, jegule, unde ești? Stai așa că trebuie să mă țin după el cu... ce asta? Chiuvetă. Tu-ți gura, mami tale! Să mă duc rapid, mă, că ăsta dă futu-i ceapa mamii lui, că nu pot să-l ajung. Pleacă-mă de aici! Iată, mi-a dat cu de-aia! Pac! Eu i-am dat la customer! Mi-a dat, bă, mi-a pus de-ala. Tu-s gura, mamii tale, i-am dat la client, i-am dat, bă! Ce mi-a scris, mă, ăsta aici? Ce te iulești, mă, atâta, că n-am avut timp, le-am tot scos, scoate-l și tu dacă-ți pute, nu băga nasul, nu te obligă nimeni să mănânci din gunoiul altora. Ce scrie, mă, aici? You suck. I do. Mihail, ai de acord cu chestia asta, nu înțeleg ce e nasol în asta. Dacă să nu-mi strice popularitatea, asta pe care o am, hai să vopsim, ce să zic. Voi alege un albastru, bleu. Și să vedem cum ește esta culoare. Este cam alb. Am ales eu alb? Am ales alb ca prostul? Ba nu, n-am ales. E albastru bleu. Doar că nu prea îmi place albastru bleu. Hai să vedem asta, ia. Să vedem aia că o facem pe toată așa. Se pare că asta pleacă de sus. E un verzui așa, vernil. Aș putea spune. Nu e rău. Aș putea să o fac în dungi. Rămâne de rezolvat. Bun, aici suntem pe bines. Așa. Să încercăm din nou marea cu sarea și să văd ce mai am de deblocat pe aici. La WC am zis că mai fac treabă. Ați venit-o pe asta? O să mai cumpăr aici un WC. Hai să mai cumpărăm încă unul. Și așa am acoperit practic toată toaleta, cred. Ba nu, mai am una. 250-2100. O voi cumpăra și pe asta. Next! Că-mi permit, am bani. Ce avem aici? Dasbol Gasoline Service. De ce zice toilet aici? Că nu înțeleg. Aici le-am făcut pe ambele. Nu-i problemă că le-am umplut. La aici le-am făcut pe ambele. Aici am făcut toate parking spoturile. Deci nu mai am ce, fii atent. Deci la features sunt totul la max. Omaga. Ok. Bun, 1968. Pe aici... ce-ar mai lipsi de aici, de exemplu? Scratch-uri cred că am. Da, scratch-uri cred că am. Dar le-am în partea asta, stai așa o leacă. Deci am câteva scratch-uri, spark plug-uri. Am decât o oglindă. Cred că ar trebui să mai comandăm ceva oglinzi. În partea asta mai am? Nu mai am, fii atent. Și la tires mai am câteva. Mai am decât 3, ok. Facem neapărat o comandă de cauciucuri și oglinzi. Minim. Dar îmi place vrzuianul ăsta, trebuie să-l rezolv. Da. Trebuie să mă apuc să văruiesc toată asta. Evident că nu o vom face la camera, am mai făcut noi la cameră, dar e foarte plictisitor ca să stai să uiți la mine cum dau cu trafaletul 30 de minute,
35 de minute cât durează. Bun, delivery car parts, bam bam, tires, baby. Oooo, preț bun. Și suma e totul. 14. car mirrors. 4. Hai să luăm 6. Fuck it. Ai, n-am ce, aia este. Și comandă cât paste 1200. Dar mi-a luat order frumos. Mi-a luat order frumos, n-am ce să zic. Bun, mai luați aici Boham Daily. Așa, avem aici, mai băgăm și dăștea. Ește pe bine, să nu fie rău. Mai am și niște donaturi. Așa, pe aici numai. Aha, la sucuri mai am, știu sigur. Așa, și de asemenea la snack-uri. Bun, la alcool nu mai am nimic. Vreau să văd dacă pot să comand, dacă mașina mea e blocată dincolo de gardul ăla unde nu pot să ajung eu. O să comand alcool și țigări. Alcoolul, din câte am văzut, se vinde foarte, foarte bine. Și dăm și pe țigare, dăm tot ce-i pe verzui, luăm. Avem o comandă și aici de 480. Order! Ordering is impossible. Delivery on the way. E blocată mașina acolo, deci doar după reloc va merge să fac treaba asta. Demet. La garaj? A, repară ăsta, m-am și panicat. Zic, bă, stai puțin, care-i treaba? De ce nu avem nimic progres la garaj? Cum te uiți, fată? Dar se deschide mostul acolo, că uite, a venit mașina. Și să avem și noi acolo mai multe piese la garaj. Full trash din nou, mă? Come on, broski! Și Dumnezeului mare! Am să poate așa ceva. Și da, sunt singura benzinărie care are... În momentul de față, bă, nu mai împing, lasă-l să se ducă când vrea mușcăreanul lui. Mă duc să pun pe rafturi produsele și aia. Sunt sigur la benzinărie care are un OZN ca și emblemă. Ce vorbim? Ce vorbim, bă, băiatule, bă, ce vorbim? Play Soul Baby, ce de cauciuce! Și avem aici The Oglinzus. Bun, perfectus, nice. Mă duc acum la full trash, nu-i problemă. Mă duc. Stai să închid portița aici să mă fure căcățelul ăla mic. Și fraților, frumos, frumos. A fost un episod pe cinste, sper că v-a plăcut și vouă. Noi ne vedem data viitoare și până atunci, multe salutări, vă doresc. Pa, pa!